V-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vom discuta despre cum putem trimite filmulețe protejate prin parolă sau nelistate public celor dragi, utilizând diverse platforme cum ar fi YouTube, Vimeo sau Google Drive. Vom prezenta trei metode prin care putem face acest lucru. Să începem. Vom începe cu platforma Vimeo. Vom intra vimeo.com și ne vom face un cont. Join for free. Vom intra cu contul de Google pe care l-am creat într-un tutorial anterior. După ce ne-am logat, vom intra în interfața de Vimeo și pe această platformă este o limită de 500 de mega la filmuleți și pe săptămână și 5 giga limita totală. De exemplu, dacă avem un filmuleț de maxim 500 de mega pe care dorim să-l partajăm cu prietenii și nu dorim ca altcineva să vadă acest filmuleț, putem să facem upload la un video și să-l partajăm pe bază de parolă. Vom vedea imediat cum putem face acest lucru. Vom face upload la un filmuleț. Vom da pe New Video Upload. Vom face upload la un filmuleț. Acesta se încarcă și filmulețul nostru s-a încărcat. Îl putem vedea în secțiunea de Recent Videos. Vom putea da click pe el. Și la secțiunea de Privacy. Avem o opțiune de cine poate să privească acest filmuleț. Și opțiunea de bază va veni cu selectat ca oricine, adică filmulețul e public. Dar noi vrem să facem următorul lucru. Să-l protejăm printr-o parolă. Numai persoanele care au acces la această parolă poate vedea filmulețul. Vom adăuga o parolă, digieducație test, și vom salva. S-a schimbat privacy-ul videoului, s-a schimbat vizibilitatea videoului, protejându-l printr-o parolă. Acum el a devenit privat. Dacă vrem să edităm, putem să mergem aici. După ce filmulețul s-a încărcat, ne vom putea duce în dreapta sus la Share, vom copia acest link și pe baza acestui link și în baza parolei pe care am setat-o în secțiune de Privacy, putem partaja cu persoanele cunoscute, doar cu anumite persoane care vor avea acces la link și la parolă. Și practic filmulețul poate fi vizualizat doar pe bază de parolă. Să încercăm, vom intra într-un browser incognito. Vom copia linkul și după cum se poate vedea, ne anunță că acest video este privat și nu poate fi vizualizat doar pe bază de parolă. Vom adăuga parola și să vedem dacă putem să vedem filmulețul acum. Și filmulețul se poate vedea, se poate și auzi. Deci a funcționat. Să trecem la cea de-a doua metodă. Cea de-a doua metodă, vom intra pe YouTube și vom apăsa pe butonul creează și încărcăm un videoclip și ne spune să încărcăm filmulețul nostru, fișierul, îl vom încărca. Dacă dorim să-i dăm și un titlu și o descriere, momentan vom trece peste acești pași. Nu este destinat. Elemente și la secțiunea de vizibilitate. Și la secțiunea de vizibilitate, noi vom seta nelistat, fiindcă dorim să aibă vizibilitate, acces la el, doar cei care au linkul către acest video. Acesta nu va fi publicat pe YouTube, adică nu va fi public pentru toată lumea, ci doar cei care au acces la linkul respectiv. Vom da salvare și vom da închidere. Obține un link. Astfel linkul a fost creat. Din nou vom intra în incognito în browser și vedem dacă se poate accesa pe baza linkului. Și filmulețul se poate accesa, se poate vizualiza. Și în partea de jos apare ca și unlisted, nelistat. În română, având opțiunile de limbă în română aici, dacă intrăm pe el, va apărea ca și nelistat. Adică este vizibil doar celor care au linkul. Să trecem la metoda a treia. Vom deschide un nou tab, vom intra în drive.google.com și aici vom apăsa pe nou și încărcarea un fișier. Vom încărca din nou filmulețul nostru. Vom aștepta să se încarce. Când filmulețul s-a încărcat, la prima încărcare acesta este privat, numai noi îl putem vedea. Dând click dreapta pe el, vom putea să-l partajăm, să-l share-uim cu alte persoane apăsând pe trimiteți. Și în dreapta, la
această rotiță, putem seta diferite permisiuni pentru aceste persoane. Editorii pot să schimbe permisiunile, să trimită fișiere, cititorii și comentatorii pot vedea opțiunile de a se descărca, printa și a copia. Și vom trimite către un e-mail, către DigiEducație Elev, punem, și vom da permisiunea doar de cititor. Și vom anunța utilizatorul prin e-mail, vom trimite și vom accesa căsuța de e-mail a elevului să vedem dacă poate vizualiza filmulețul. Vom intra pe gmail.com. Și acesta a primit e-mail de invitație să poată vedea filmulețul și vom deschide să vedem dacă îl poate vizualiza. Și așteptăm. Și după cum se poate vedea, Bine v-am găsit! Astăzi vom filmulețul descoperi. este disponibil și se poate și descărca. Și cea de-a patra metodă de a trimite videouri protejate este în felul următor. Dăm click dreapta pe filmuleț, tot în Google Drive. Vom apăsa pe trimiteți, dar nu vom mai trimite pe baza e-mailului, ci am vrea să trimitem ca la metoda de mai devreme în YouTube, să trimitem să aibă acces practic toată lumea care are acces la linkul către acest filmuleț. Și avem opțiunea de obțineți linkul și după cum se poate vedea, avem un mesaj de restricționare, numai persoanele adăugate pot deschide cu acest link. Și putem selecta ca să schimbăm în oricine are linkul să poată avea permisiuni de vizualizare. Vom apăsa pe opțiunea aceasta. Și practic, oricine are linkul, oricine de pe internet cu acest link, poate vedea ca și cititor acest filmuleț. Vom apăsa butonul de terminat. Vom mai intra o dată să ne asigurăm. Oricine de pe internet cu acest link poate vedea. Vom copia linkul. Și acum dacă intrăm din nou în browser, într-un incognito. Și acum ar trebui să avem acces la filmuleț pe baza linkului. Să vedem dacă am setat permisiunile corect. Se pare că linkul poate fi accesat. Bine v-am găsit! Astăzi vom descoperi cum putem optimiza viteza și filmulețul funcționează normal. Acestea au fost metodele prin care vă puteți partaja în mod protejat filmulețele. Dacă a fost util acest videoclip, puteți da un like, share și dacă doriți să vedeți mai multe tutoriale, vă invităm să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile noastre videouri. Vă mulțumesc, la revedere!